fost odată ca niciodată o țară unde toată lumea avea de muncă, unde hoților le era frică să mai fure, unde nu aveai ce face cu banii. Însă, într-o dimineață de vară, 6 gangsteri au jefuit Banca Națională a României și au fugit cu $1,000,000. Au fost prinși. Întreaga țară a aflat cine erau. 6 foști legaliști, înalți responsabili ai partidului și securității, cu toții evrei. Pedeapsa trebuia să fie aspră și nemai văzută. Gangsterii roșii aveau să interpreteze propriile roluri într-un film regizat de Ministerul de Interne. Dar acest film din 1960 mai mult ascunde decât arată. De ce un grup de activiști de partid au atacat Banca Națională? A fost oare o scenare pusă la cale de guvern sau o mișcare sionistă, așa cum s-a spus la proces? Un mister vechi de 40 de ani, Marele Jaf Comunist.